În martie 2006 am fost invitat să depun la minister un proiect de management și să susțin un interviu în fața comisiei de evaluare în vederea încheierii unui nou contract de management. A fost un abuz, deoarece ordonanța de guvern numărul 26 pe 2005, articolul 10, aprobată prin legea numărul 114 din 2006 și potrivit căreia, citez, conducătorii instituțiilor publice de cultură care la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe nu au încheiate contractele de management, sunt obligați ca în termenul stabilit de ordonatorul principal de credite să depună un proiect de management în vederea încheierii contractului. Această ordonanță nu se aplică în cazul meu. Nici o lege nu se poate aplica retroactiv, ori eu mă aflam în funcție în virtutea unei legislații anterioare. Pe de altă parte, ordonanța cu pricina a fost emisă după ce ministerul a ignorat cererea mea de a încheia contractul de management. Păi, se apropie alegerile și cineva, e clar că nu poate dormi la gândul că i-aș putea supraviețui în funcție. Apoi, scandalul în jurul Roșiei Montane nu s-a încheiat și încă nimeni nu a plătit pentru faptele sale. În sfârșit, se pregătesc acte legislative periculoase pentru patrimoniul național, cum ar fi introducerea procedurii de declasare de urgență a monumentelor istorice, iar vocea unui director general responsabil al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei nu ar fi utilă. Noi suntem pe cale de a transforma întreaga noastră cultură într-un obiect de tranzacție pentru grupurile de interese. În aceste condiții, funcționarii Ministerului Culturii se poartă cu oamenii de cultură ca vechii activiști de partid. Vă dau un singur exemplu. În toamna lui 2005, l-am rugat pe domnul ministru Adrian Iorgulescu să mă primească în audiență. A fost de acord, audiența a fost fixată cu o săptămână înainte. Ei bine, când am ajuns acolo, deși domnul ministru se afla în birou, m-a ținut 6 ore și jumătate în fața ușii, iar când am intrat, fără a-și cere scuze, mi-a spus că îmi acordă 3 minute și în timp ce vorbeam, se uita la ceas. Vă dați seama de ce lucrurile în cultură stau așa cum stau. Aștept cu interes următoarea mutare a Ministerului, cred că este clar din răspuns, și sunt sigur că voi câștiga și această partidă. Ce mă determină să mai rămân în fruntea muzeului este mai puțin încăpățânarea și mai degrabă proiectele pe care le am pentru această instituție. Întâi doresc un nou sediu pentru muzeu. Proiectul de a cumpăra hotelul Melody nu a căzut. Avem nevoie de un pic de răbdare până se termină un proces de revendicare în care este implicat statul și nu actualul proprietar. Între timp, cu 3 luni în urmă, clădirea în care se află Muzeul de Istorie a Farmaciei a fost pierdută de statul român. Am informat de îndată ministerul, dar nu am primit răspuns. Se pare că acolo sus, soarta unuia dintre cele mai frumoase muzee din țară nu prezintă interes. Trebuie convinsă o autoritate publică să-l cumpere. În sfârșit, am promis că voi recupera pentru Cluj tezaurul luat abuziv în 1972. Obișnuiesc să mă țin de promisiune. Care credeți că este motivul cel mai serios pentru care se dorește revocarea contractului? Roșia Montană. I-am acuzat în public, i-am acuzat direct. Până în 2000, raporturile mele cu domnul Mircea Angelescu au fost bune. Dumnealui a devenit însă principalul agent al companiei canadiene. A și declarat în presă că, în definitiv, între două buldozere tot se mai salvează ceva. Și de la dânsul pleacă multe. Nu mă mir, l-am acuzat,
este vinovat în bună măsură, nu numai dânsul, a fost acuzat de colegii arheologi din București, puteți căuta pe site-ul archeologii.ro, de plagiat. Actul normativ al Ministerului, care reglementează săpăturile de salvare și sistematice de la noi, susțin acești colegi care au pus, au alăturat textele, că a fost plagiat după un, o carte din Anglia. Roșia Muntană. I-am acuzat în public, i-am acuzat direct. Până în 2000, raporturile mele cu domnul Mircea Angelescu au fost bune. Dumnealui a devenit însă principalul agent al companiei canadiene. A și declarat în presă că, în definitiv, între două buldozele tot se mai salvează ceva. Și de la dânsul pleacă multe. Nu mă mir, l-am acuzat, este vinovat în bună măsură, nu numai dânsul. A fost acuzat de colegii arheologi din București, puteți căuta pe site-ul archeologii.ro, de plagiat. Actul normativ al Ministerului, care reglementează săpăturile de salvare și sistematice de la noi, susțin acești colegi care au pus, au alăturat textele, că a fost plagiat după un, o carte din Anglia. Domnul ministru Iorgurescu a moștenit o echipă veche, îmbogățită acolo de doamna Mona Muscă. Ea a întărit această echipă și n-a avut tăria să îi contrazică. Îmi pare foarte rău, eu am vrut să-i explic. Dacă mi-ar fi acordat atunci 10 minute în loc de 3, poate l-aș fi convins. De acum încolo, orice poate fi distrus la cererea oricărei companii, se poate da foc, se poate inunda, și a doua zi să se declaseze. Odată cu asta, Ministerul Culturii va deveni o agenție de tranzacționare, în loc să fie una de protecție, va deveni una de tranzacționare a patrimoniului național. Exemplul Roșiei Muntane cred că este lămuritor.